Subiectul acesta eu îl consider unul dintre cele mai importante subiecte care poate să existe în viața de credință, un subiect care este pur și simplu fundația, baza a tot ce facem noi, un subiect care este foarte simplu, dar atât de important încât dacă nu-l înțelegem pe ăsta, toate celelalte n-au valoare. Noi știm foarte bine și sper că știm că Iisus vine curând. Dacă vă amintiți, ani în urmă, când eram, de exemplu, eu tânăr, vorbeam de anumite profeții, aceste profeții se împlinesc sub ochii noștri. Dacă noi credem că Iisus vine curând, și așa ne și numim adventiști așteptători, dacă credem că Iisus vine în curând, cum ne pregătim pentru a doua venire? De unde știm că îl iubim pe Dumnezeu? Biblia spune că viața veșnică este, în Ioan capitolul 17, viața veșnică este să te cunoască pe tine. Viața veșnică nu este că te duci la biserică, deși trebuie să mergem la biserică. Viața veșnică nu este că mănânci brocoli, deși trebuie să mâncăm brocoli și green beans. Viața veșnică nu este că ține în sabatul, deși trebuie să ține în sabatul. Viața veșnică este să te cunoască pe tine. De unde știi că îl cunoști pe Dumnezeu? Că oricine poate să zic că îl cunosc pe Dumnezeu. De unde știi? Sunt câteva aspecte care dovedesc, măsoară nivelul de cunoaștere de Dumnezeu. Și unul dintre ele, o să pe număr poate 1, 2, 3, unul dintre ele, Iisus îl zice foarte clar, la a doua venire, împarte pe toți în două grupe și spune la o grupă, am fost bolnav, vă amintiți? Am fost în pușcărie, am fost înfometat, am fost dezbrăcat și voi ați avut grijă de mine. Și ei spun, Doamne, nu te-am văzut niciodată. Și el zice, de câte ori ați făcut asta celorlalți? Mi-ați făcut o mie. Iisus se identifică cu acei oameni amărâți. Deci tu poți să zici, în 1 Ioan capitolul 4 spune că dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu și nu îl iubești pe aproapele tău, ești un mincinos și iubirea Dumnezeu nu există în tine. Poți să duci la biserică, să cânți cumbaia, să faci mătănii, e ok. Deci Biblia îți dă instrumentul de măsură. Cât de mult îl iubești pe aproapele tău? Că până la nivelul în care îl iubești pe aproapele tău, până la nivelul ăla iubești pe Dumnezeu. Și dacă ești că iubești, oricine poate să cânte oh, how I love Jesus, so nice. Degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă îl iubești pe aproapele tău. Așa dovedești că îl iubești pe Dumnezeu. Asta e un criteriu. Alt criteriu, cum te porți în crize? Vă dau un exemplu. În urmă cu 100 de ani, eram tânăr, numai ce terminase Andrews, cam în 2000, da? Am primit primul district în America și m-am mutat în nord, în Wisconsin, cu toată familia. Ne-am mutat acolo și în sfârșit am cumpărat și noi prima casă în America și eram nu mai puteam de bucuros, dar n-aveam mobilă, dormeam pe flori. Și până la urmă am cumpărat prima mobilă și am muncit și am strâns salariu și am cumpărat prima mobilă. Frate, mă uitam la mobila aia de parcă mă uitam la soare și eram așa de mândru, am cumpărat-o joi și vineri am invitat biserica să vină pe la noi pentru o oră de rugăciune. Am invitat toată biserica să vină și numai ce cumpărase mobila cu o zi înainte. Și casa o cumpărasem puțin mai înainte și driveway-ul era rupt. Și plouase vreo 3 zile. Fratele meu, era un noroi și când veneai pe driveway-ul meu erau numai bălți și noroi. Și vin oamenii la ora de rugăciune la mine, la noi acasă, vineri seară și... Vine o soră divorțată, a lăsat-o bărbatul săraca și cu copilul. Și copilul ăla era, cum să vă spun eu, Doamne, dăm înțelepciune cum să spun, da, nu spun. În sfârșit, și vine copilul plin de noroi, plin de noroi, adică plin până aici. Cred că sărise, cum sunt copiii, aleg cea mai mare, baltă și în aia se duc. Plin de noroi, intră în casă, nu-și dă pantofii jos, se uită și vede... cauciu, vede canapeaua nouă, o zi, numai ce o cumpărasem, joi și acum era vineri, o zi, și sare pe canapea și începe. Fratele meu, am crezut că... Mă înțelegeți, să nu explic mai mult. Eu când mă supăr, mi se roșesc urechile. Mi s-au roșit urechile, am început să mă doare stomacul și m-am dus la el, nu mai avea mult și cred că îl sugrumam și... Și soția mă vede și zice, vino în bucătărie. Zic, nu pot acum. Zice, vino acum. Mă duc, mă zic, ce vrei? Și zice, iubești canapeaua sau oamenii? Și eu zic, pe amândouă. Și zice, păi nu poți pe amândouă. Una o iubești mai mult, care din ele? Păi zic, oamenii.
Zice, văd. Și ce nu uita, canapeaua arde în foc, oamenii ei la cer. Zice, păi aia nu înseamnă că trebuie să distrugă canapeaua care am cumpărat-o ieri. Zice, dragă, cum poți tu să crezi că ești pastor sau creștin când tu nu știi să iubești oamenii? Ce, du-te în grădină, roagă-te și când te calmezi, vin înăuntru. Păi în clipa aia nu sunt sigur dacă mi-am iubit nevasta, nu știu cum să vă explic. Și se uită la mine și zice, știi bine că ce spun este drept? Te rog eu frumos, du-te și roagă-te și nu te întorci înapoi până nu iubești oamenii așa cum iubește Hristos oamenii. Că Iisus n-a murit pentru canapea, a murit pentru oameni. M-am dus în grădină și m-am rugat și am zis, Doamne, toarnă în mine iubirea ta divină, că eu nu sunt în stare, adică la ora asta chiar că nu sunt în stare. Și m-am rugat și m-am rugat și m-am rugat și m-am rugat până m-am calmat, după aceea am cules niște ceritomei, toți niște roșiuțe în alea micuțe, așa dulci, foc de dulci, așa aromate, și cu pumnul plin m-am dus înapoi la copil, i-am dat un hug, nu să-l strâng, să-l sugru, mi-am dat așa un hug prietenesc și am dat, era tot pe canapea, tot cu pantofii murdari. Și când l-am văzut, am crezut că ui de rugăciune, dar eram calm. I-am dat niște roșii și l-am lăsat în pace. Maica s-a venit la mine, s-a uitat la copil, s-a uitat la mine și zice, îi dai roșii? Da. A respirat așa adânc, n-a zis nimic. Sabatul următor, a venit maica s-a la mine și îmi spune, de când m-a lăsat bărbatul și a plecat cu una mai tânără, copiii când merg la el le cumpără de toate. Când vin, nu îi disciplinează, nu nimic. Când vin la mine, eu trebuie să fac lecții cu ei, eu trebuie să îi disciplinez, eu trebuie, și copiii îl iubesc pe el și nu mai mă iubesc pe mine. Și de frică să nu-l iubească pe el mai mult, îi las în pace și nu-i disciplinez și ce sunt disperată. Și zice, toți țipă la copiii mei că sunt cei mai răi copii din adunare și eu sunt, trebuie să fiu și tată și mamă, să fac și lecții, trebuie să, și ce, nu știu ce să mai fac, sunt disperată. Și copiii urăsc să vin la adunare că toți țipă la ei și zice, în sfârșit, când am ajuns acasă, mi-a spus copilul, zice, pastorul ăsta e deosebit, pastorul ăsta mă iubește. Și ce, ești un om al lui Dumnezeu, așa de răbdător n-am văzut în viața mea. Și eu m-am uitat la ea, zic, mai bine vorbești cu nevasta, să-ți explice nevasta. De-aia n-a înțeles săraca la ce mă refeream. Zice, ești un om extraordinar al lui Dumnezeu, plin de răbdare și de iubire și de compasiune. Frații mei, de unde știi că iubești oamenii? Decât când ești într-o criză, nu? Că așa, când toate merg bune, pacea Domnului, happy sabat, ne luăm în brațe, totul e bun până la criză. Așa cum treci prin criză, știi cum te comporți în criză, așa îl cunoști pe Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu de altfel de criză. Tot atunci, un an mai târziu, să zic eu, eram în concediu, conduceam prin spre Montana din Wisconsin, am luat-o Minnesota, Dakota, în sfârșit, am trecut, după aceea ne-am dus în Wyoming, în Idaho și așa mai departe. Ne-am dus la Great Titans, după aceea ne-am dus la Yellowstone, cine a fost pe acolo știe, și după aceea ne-am dus în Montana, am luat-o pe glaciar, am urcat în sus 1000, 2000 de feet, cum zic eu, 3000 de feet, 4000, pe drumul ăla care merge până sus de tot în vârful muntelui în Montana. Și după ce am urcat noi, eram cu o Toyota Sienna, cu un van bun, așa era aproape noul, cumpărasem de vreun an de zile, am urcat sus, am ajuns, ne-am dus la un hotel, am stat acolo, ziua următoare copiii au mers, deși era vara, sus pe munte era încă zăpadă. Copiii au mers pe zăpadă, au mers pe gheață, ne-am plimbat, după două zile, hai înapoi acasă. O luăm pe munte înapoi și coborâm. Coboară muntele și coboară și coboară și coboară și în stânga munte, în dreapta prăpastie așa, abrupt, aproape vertical, peste drum trecea o cascadă, când te uitai în jos și vedeai prăpastia aproape că te apuca frica, în sfârșit se vedeau nori mai jos de noi. Vă dați seama. Și coborâm noi pe munte și de vorbă eram așa, în ven. Eram eu și cu domnul Ralph în față, era soția pe amândouă scaunele din mijloc, îi place confortul, și erau copiii pe banca din spate. Și cum conduceam, de vorbă nu mi-am dat seama că tot drumul cât am coborât, am stat cu piciorul pe frână tot timpul. Și a început să miroase ars, și a început să miroase ars, și eu de vorbă cu piciorul pe frână tot timpul, în loc să mai frânez, o mai las, în sfârșit, poate, pum! S-a dus pedala de frână până la podea și când am încercat, s-a rupt un furtun, s-a dus tot lichidul, am pierdut toată presiunea, n-am avut niciun fel, zero frâne. Și mașina auto mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, o curbă 180 de grade,
toată lumea în mașină a început să țipe, Ralph în dreapta mea s-a apucat de eu așa un mâner în față și deși avea părul creț, i s-a făcut părul, exagerez puțin ca să mă înțelegeți, i s-a făcut de parcă băgase degetele în priză, albi la față și era și țipa. Soția în spate a început să plângă, să se roage și copiii se jucau video games. Acum ai rândul tău. Te bat. Acum ai rând. Te-am fript, te-am bat. Și mașina mergea din ce în ce mai tare, curba următoare, Ralph nu mai putea țipând, îl durea gâtul și Ralph se întoarce și întreabă copii: murim și voi vă jucați? Și Gabi se uită la el și că tata e la volan. Acum nu zic că sunt șofer bun și povestea e lungă, nu mai trec prin ea. Am pus mașina de pe drive pe manual, dacă știți ce e aia. Și pe aceea am pus-o pe doi. A început să țipe motorul și cutia și pe aceea am pus cauciucurile din față încet înclinate spre bordura din stânga, dinspre munte, încet, până a reușit să încetinim. Am încercat frâna în manual, n-a făcut nimic. Până a reușit să opresc mașina cu ajutorul Dumnezeu și a durat vreo zi jumate până au reparat-o și pe aceea am mers mai departe. Dar când am ajuns în seara aia, după ce a venit o platformă și a luat mașina și am dus-o la reparat, când am stat la hotel în noaptea aia, Ralph a întrebat copiii: ce, băi, vouă nu vă pasă, mă, că murim? Cum puteți să vă jucați când noi murim? Și Gabi zice: păi am fost noi prin tornade cu tata, am fost prin inundații, odată mergeam spre Chattanooga și era apa până la mijlocul ușii și am văzut așa o mașină, cum zice, de-a doua în apă, și tata a mers înainte, am fost prin foc, am fost prin zăpadă, dacă-i tata la volan, dacă-l cunoști, și tu poți să te joci. Acum, eu, din nou, nu zic că șofer bun, dar copiii au avut încredere în mine până la nivelul că se jucau în timpul ăla de criză. Cum te manifesti în criză arată ce fel de Dumnezeu ai. Nu știu dacă m-ați înțeles ce am zis. Nu cum te manifesti când totul merge bine, ci cum te manifesti când cineva te supără, când se întâmplă ceva, când ești într-o criză, arată ce fel de Dumnezeu ai tu. Și cât de mult, ce impact a avut prezența lui Dumnezeu în viața ta. Dacă credința ta este o teorie sau credința ta este o realitate. Dacă Dumnezeu este o teorie sau Dumnezeu este prezent în mod real în viața ta. Pentru că prezența lui Dumnezeu transformă Hristos în voi. Îți dă o minte nouă, îți dă un spirit nou. Prezența lui Dumnezeu te transformă. Iisus spune că dacă rămâneți în mine și eu în voi, veți produce roade. Așa cunoști oamenii, așa spune Biblia, după roadele lor. Dacă nu sunt roade, poți să cânți cumbaia, să duci la biserică de 1000 de ori pe an, nu contează. Vreau să dau exemplu din Biblie care l-a citit tânărul așa de frumos. Vreau să vă dau exemplu din Biblie. În Biblie spune că, și cunoaștem toți istorioara, da? Cunoaștem toți povestea, că Iisus le-a spus ucenicilor să plece de acolo, vă amintiți povestirea cu mulțimea, și s-au suit într-o barcă să treacă lacul și Biblia spune foarte interesant, dacă vă uitați cu atenție, în engleză zice suddenly, în română zice că așa, dintr-o dată, nu mai amintesc traducerea română, dar după traducerea din greacă, marea a fost liniștită, calmă, ca oglinda. Și dintr-o dată, n-a luat-o că puțin vânt, mai mult vânt, pe aceea furtună, nu. Dintr-o dată, așa cum zic americanii, out of the blue, dintr-o dată o furtună atât de puternică că ucenicii au rămas disperați. Și spune Biblia, dacă sunteți atenți, că s-au luptat cât de mult cu furtuna? Toată noaptea, nu vorbim de o oră, de două, de trei. S-au început probabil seara la 7-8 când s-au suit în corabie, 9 cât o fi fost, înainte de a se lăsa întunericul, și toată noaptea, spune Biblia, până spre dimineață s-au luptat, până au fost atât de epuizați, că spune Biblia că aproape că au renunțat. Gata, murim, suntem fără speranță. Și spune Biblia că dintr-o dată s-a pus o furtună și că s-au luptat toată noaptea, probabil că cu găleți să dea apa din corabie și venea un val și o umplea iar și ei s-au luptat toată noaptea până erau atât de dărâmați că până la urmă au renunțat spre dimineața. Și Biblia spune că dintr-o dată l-au văzut, probabil că a fost un lightning, a fost un trăznet și dintr-o dată l-au văzut pe Iisus. Când ei toți se luptau, Iisus ce făcea? Dormea. Și ce zic ei? Gândiți-vă bine, ce zic ei? Învățătorule? Nu-ți pasă? În engleză, don't you care? Nu-ți pasă că pierim? Păi, am o întrebare. Îi pasă lui Dumnezeu? Păi nu răspunde nimeni, fraților. Cred că n-ați mâncat astăzi.
Îi pasă lui Dumnezeu sau nu îi pasă? Îi pasă, da sau nu? Credeți? Din toată inima? Păi și atunci de ce vă speriați când treceți prin furtuni? Nu? Realitate. Dacă lui Dumnezeu îi pasă, ce spune Iisus? Tot n-aveți credință, de ce vă e frică? Dacă Dumnezeu îi pasă, de ce ți-e frică, frate? Nu? Dacă Dumnezeu e cu mine, cine poate să fie împotriva mea? Nu-i așa? Dacă Dumnezeu, adică Dumnezeu, Dumnezeu Universului, cel atotputernic, dacă El e cu mine, de ce te sperii, frate? Păi nu sunt decât două variante. Ori nu-i pasă lui Dumnezeu, ori tu nu-L ai pe Dumnezeu. Ai o teorie de Dumnezeu, dar nu prezența lui Dumnezeu. Ce spune Soraya de criza alfa și criza omega? Cine își amintește? Că ce la început a fost criza alfa, panteismul, pe timpul lui Kellogg, când a venit cu teoria că Dumnezeu e peste tot și e și în scaun și în amvon, tot ce a creat Dumnezeu are Duhul, prezența lui Dumnezeu și sunt Dumnezeu și poți să te închini la toate. Și la sfârșit criza omega, unde zice că vor avea programe de toate, numai prezența lui Dumnezeu nu. Tot ce, de toate, numai prezența lui Dumnezeu nu. Ori lui Dumnezeu nu-i pasă, ori tu ai o teorie de Dumnezeu fără prezența lui Dumnezeu. O teorie de credință fără o credință reală, adevărată, care să te întărească când treci prin crize. Frații mei, Iisus spune, și Biblia spune și în Daniel, iar Iisus repetă profeția din Daniel, că va fi o criză la sfârșit, cum n-am mai fost niciodată. Adică istoria pământului ăstuia a văzut multe crize. Crize dramatice, groaznice. Adică am văzut toată un documentar cu cutremurul din San Francisco și m-a luat cu frică. Vă gândiți la crizele care au fost, războaiele care au fost, genocidurile care au fost, la toate bolile care au trecut și au ucis cu milioane, la toate crizele pământului ăstuia, și spune că o criză mai mare decât toate crizele istoriei de la început până acum, dacă le puneți la un loc, criza la sfârșit va fi mai mare decât toate la un loc. Cea mai mare criză din... Și Biblia nu spune că va fi o criză. Spirit profetic, și Biblia spune că vor fi multe, adică Iisus spune vor fi și cu tare, și cu tare, și cu tare, și cu tare. Și Spirit profetic spune că vor veni toate deodată. Și economic, și politic, și pandemic, și catastrofe, și toate deodată, până la punct că oamenii vor da sufletul. Oamenii o să le stea inima, o să nebunească, o să... Și în situația aia, dacă tu nu te încrezi în Dumnezeu în crizele de azi, cum o să te încrezi în Dumnezeu în criza aia finală? Păi ce, frate, ne pregătim când vedem crizele? Fratele meu, crizele au început de mult. Numai că n-au început brusc, ci au început așa, încet, încet, ca durerile nașterii. Și noi, pentru că au început încet, încet, încet și de diferență mică, dar tot timpul cresc, diferență mică, noi ne-am obișnuit cu ele și ni se pare că e normal. E normal să ai focuri, e normal să ai cutremuri, normal să ai tornade, e normal să ai războaie, e normal să ai probleme politice, e normal. Ni se pare normal, dar nu e nimic normal. Iisus vine curând. Și noi ce? Păi când vedem crizele, mă pregătesc. Frate, crizele au venit de mult și nu te-ai pregătit. Cum te pregătești pentru război noaptea înainte de a începe războiul? Te pregătești pentru Olympics noaptea înainte de Olympics? Te pregătești... Cum vine asta? Dacă nu te pregătești astăzi, Biblia spune că toate lucrurile câte? Cât de multe? Ce înseamnă toate? M-am uitat în greacă, știți cum în engleză all things work together. Știți cum traduceți cuvântul toate din greacă? Foarte simplu, toate. Nu există altă traducere. Toate înseamnă toate. Nu înseamnă 90%, înseamnă 100%. Toate lucrurile, lucrurile care, spune Soraya, lucrurile de zi cu zi, mundane, adică lucrurile neimportante, nesignificante, lucrurile de zi cu zi, te duci grocery shopping, ești în mașină, conduci și doi conduc paralel și mă apucă stomacul. Băi, dă-te mă pe dreapta. Cum adică conduci paralel cu un trac și nu poți să treacă nimeni de tine? În fața ta nu-i nimeni, în spatele tău două maile de mașini, bară cu bară. Și soția zice, calm down, toate lucrurile lucrează împreună. Zic, dragă, n-am nevoie să înregistrez tu Bible verse din Romani, că știu și eu. Toate lucrurile, cum lucrează toate împreună? Soraya spune că toate lucrurile, începând de astea cele mai mici, care noi nu credem că au însemnătate spirituală, toate lucrurile spune că sunt o școală prin care Dumnezeu ne învață răbdarea, umilința, ne dezvoltă caracterul, iubirea, compasiunea, credința, încrederea, toate astea. Și spune Soraya că dacă noi nu învățăm din lucrurile astea, din crizele astea de zi cu zi mici, Dumnezeu niciodată nu ne va da mai mari, pentru că noi n-am crescut în ale mici. Și pe măsură ce suntem credincioși în ale mici și ne dezvoltăm caracterul, Dumnezeu ne dă mai mari.
Păi dacă nu înveți din crizele astea mici, cum o să faci față în cea mai mare criză a istoriei? Ucenicii sunt în criză, trec prin furtună, printr-o criză foarte mare în viața lor. Și în furtuna aia, ce zic? Doamne, eu trec prin furtună acum, nu-ți pasă? Îi pasă lui Dumnezeu sau nu-i pasă? Păi poate că are Alzheimer, s-a uitat săracul, nu mai știe, zice, a, cu cine vorbesc, cine sunteți voi? Sau poate că e bătrân și e anchilozat și Dumnezeu nu poate să te ajute, nu are putere, nu? Sau nu ne iubește, sau care-i treaba? Că dacă Dumnezeu ne iubește, și dacă Dumnezeu ne iubește cu o iubire atât de mare, că și-a dat viața pentru noi, și dacă Dumnezeu are putere infinită, și dacă Dumnezeu are 1000 de metode, că noi n-avem niciuna, atunci care-i treaba, de ce nu intervine? Păi ce-i spune, ce spune Biblia despre Iov? Cine l-a atacat pe Iov, Dumnezeu sau Satana? Satana l-a atacat, da? Dar Satana se duce la Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ai văzut servitorul meu Iov? E un exemplu pe fața pământului. Și Satana zice, i-ai dat Tesla, i-ai dat Mercedes, i-ai dat Porsche și Ferrari. Are casă în Florida, are casă în Montana, are casă în Carolina și în Maryland. Are salariu mare, are 800.000 pe lună, are bani în bonds, are bani în savings, are familie sănătoasă, dă-mi și mie binecuvântările astea și îți dau un hug și te iubesc. Nu? Dă-mi toate astea să vezi ce te iubesc. Nu? Dar ia-le toate, lasă-l să treacă prin furtună, să vedem dacă te mai iubește. Nu? Și Dumnezeu zice, nu. Iov nu mă iubește pentru că e binecuvântat, nu mă iubește pentru că răspund la rugăciuni. Mă iubește pentru că mă cunoaște. Când trece prin furtună, când trece prin criză, mă iubește la fel de mult ca atunci când e binecuvântat. Nici o deosebire. Poți să spui asta despre tine și despre mine? Când Dumnezeu se pare să nu-ți răspundă, când Dumnezeu se pare că doarme când tu treci prin criză, poți să spui, I know my Redeemer. Știu, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că știe. Poți să trec prin furtuna cea mai mare. Știu că tata e la volan. M-ați înțeles? Și chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă pierea o să-mi piară, ochii mei îl vor vedea. Mi-amintesc când a murit tata al meu, eram lângă el, eram în pat și a intrat în comă. Și mă rugam, Doamne, te rog, vindecă-l, Doamne, te rog, vindecă-l. Și tata zice, destul. Dacă Dumnezeu vrea, mă vindeca. E destul. Zic, tata, dacă avem credință, Domnul te vindecă. Și tata zice, trebuie mai multă credință să nu vezi o minune decât să vezi o minune. Nu știu dacă ați înțeles. Trebuie credință să vezi o minune, dar trebuie o groază de credință să ai când nu vezi nicio minune. Și tata i-a zis lui mama, dragă, nu plânge. Te rog să scrii pe cruce, pe piatra mea să scrii, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și chiar dacă pielea o se prăpădească, îl cunosc, ochii mei îl vor vedea. Cum a zis Pavel, știu în cine am crezut. Cum a zis Ioan Botezătorul, el să crească și eu. Ioan Botezătorul a avut furtuna lui, nu a avut? Avram a avut furtuna lui. Du-te și sacrifică-ți singurul fiu care l-ai. Iosif a avut furtuna lui și vreau să spun că furtuna lui Iosif n-a fost mică. Îl vând frații lui și apoi e pus în pușcărie nevinovat. Păi Iosif n-a citit cartea Geneza cum am citit-o noi, deci Iosif nu știa sfârșitul poveștii, să zică, las că mâine sunt prim-ministru Egiptului, pot să stau și eu 3 ani în pușcărie. Iosif n-a citit Geneza. Iosif n-a știut dacă mâine mai e în viață sau dacă o să putrezească în pușcărie. Dar zice Biblia că toți în pușcărie au văzut că în el erau Duhul lui Dumnezeu și că el avea pace și că el avea bucurie. Cum a putut omul ăla, în mijlocul furtunii, să aibă atâta credință? Știu că tatăl meu e la volan. Știu că Dumnezeul meu e un Dumnezeu adevărat, care este în total control. Nu doarme, ce spune Biblia în psalm? Că cel ce veghează asupra ta nu doarme, nici nu dormitează. În engleză, he doesn't sleep nor slumbers. Dumnezeu vede tot. Ce știe? Vede tot, știe tot. Și scântarea, o mai știe cineva? Sus pe o creangă de pom? Nu e sus pe o antenă de bloc, e sus pe o creangă de pom. Ok.
Vede tot, știe tot. Poți să treci tu prin cea mai mare furtună a vieții tale și se pare că El doarme, Dumnezeu știe tot și Dumnezeu este Dumnezeu și este în absolut control. 100%. Și are puterea să zică o vorbă și să se termine toată furtuna. Și Dumnezeu nu zice. Și lasă ca la Iov. Lasă ca la Iov să-și piardă copiii, să-și piardă sănătatea și zice lui Satana, până aici. Poți să atingi asta, dar nu poți să atingi asta. De ce? De ce, Doamne? Nu-ți pasă că pierim? Mi-amintesc, eram în Monterey, California, vorbeam pentru North American Division, pentru Prayer Conference și îmi predicam și cu zi înainte îmi schimbase în telefon, mulți ani în urmă, pe vremea când puteai să deschizi capacul și să scoți bateria, vă mai amintiți? Ok. Schimbase în telefon, dar n-aveam decât o zi de când cumpărasem un telefon nou și nu mă jucasem cu el, nu știam să-l folosesc. Și am crezut eu că l-am oprit. Dar când am început să predic, nu s-a oprit, a început să vibreze în buzunar. Și mi-a distras atenția din predică. Și scot telefonul și în mână, din nou. Și toată lumea s-a uitat la mine, tot reprezentați din toată diviziunea, și eu cu telefonul în mână, și zic, cum se închide asta? Și era un tânăr pe bancă, iar un telefon și zic, închide-mă telefonul ăsta. Ăla e simplu, scoate capacul, scoate bateria și gata. Am terminat predica, după aceea iau telefonul, îi pun bateria, îl pornesc și când îl pornesc, 16 mesaje auditive, audio, și 23 de mesaje text de la aceeași persoană. Și încep să ascult mesajele. Primul mesaj, pastor, te rog, răspunde. Al doilea mesaj, pastor, de ce nu răspunzi? Al treia mesaj, voi, pastori, niciodată nu răspundeți. Al patrulea, v-aș omorâ pe toți, voi niciodată, voi, blablabla. Al cincelea, vai de voi, nenorociți-vă. Frate meu, păi dacă le ascultai toate 16, te duceai, te aruncai de pe bloc. Adică de la bun, la rău, la foarte rău, la groaznic, la teribil, mă înțelegeți? Și îl sun, care-i treaba? De ce nu răspunzi? Păi zic, predicam. Păi de ce nu spui așa? Păi cum să spun, frate, că predicam? Și zic, care-i treaba? Păi ce, nevasta mea a avut o operație acum 6 luni și știi că știu, te-am vizitat de 3 ori până acum. Nu s-a vindecat operația și doctorul nu știu de ce nu se vindecă. Și e în dureri 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână de 6 luni și a pierdut serviciul. Și am pierdut nepoțelul numai de o săptămână născut și mi-am pierdut și eu serviciul. Și de 6 luni mă rog și de ce nu răspunde Dumnezeu? Nu-i pasă! Asta zicem noi când trecem prin criză. Nu-i pasă lui Dumnezeu? De ce doarme când eu trec prin furtună? Și îmi zic, băi, Dumnezeu nu-i place de tine. Și rămâne așa șocat pentru o secundă, zic, ce? Zic, nu-i place de tine, ești ugly, arăți urât. Zic, îi place de mine, uite, eu arăt bine, mă iubește nevasta, mă iubește lumea, dar tu ești ugly. Și ce, pastore, are you kidding? Zic, yes. Zic, listen to you, ascultă tu, ascultă-te pe tine însuți. De ce nu-i răspunde Dumnezeu? Nu-i pasă. Zic, ce vrei să spun? Că-i pasă, că nu-i pasă, ce vrei să spun? Tu ce crezi, îi pasă sau nu-i pasă? Păi ce, teoretic cred că îi pasă, practic sunt disperat. Mă înțelegeți? Teoretic cred, practic sunt dărâmat. Asta e credința noastră. Teoretic venim la adunare, cântăm, ținem sabascul, îi învățăm pe toți. Practic e ușor să dai sfaturi la alții, până treci tu prin criză. Când tu treci prin criză, atunci se vede cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu. Și zic, frate, spune-mi și mie, te-ai rugat? Ce fai de mine de 6 luni? Spune și mie cum te rogi. Păi ce, mă rog, nu frate, spune-mi cum te rogi. Păi mă rog, spune-mi cum te... Păi ce vrei să spun ție cuvânt, cuvânt? Da. Păi nu pot, că doar nu ești Dumnezeu. Păi atunci de ce mă suni? Sună pe altcineva, dacă mă suni pe mine și nu vrei să te ajut, de ce mă suni? E ca și cum te duci la doctor și doctorul ce spune ce te doare, nu pot să spun. Păi de ce vii la mine? Spune cum te rogi. Păi zic, Doamne, uite, nevasta e bolnavă și Doamne, mi-am pierdut serviciul și Doamne, zic, stai puțin, de 6 luni tot asta spui? Da. Păi zic, vreau să te rogi mâine dimineață diferit. Păi ce îmi spui tu cum să mă rog? Da. Nu? Sunt pastorul, nu? Și zice, păi cum vrei să mă rog? Păi zic, Dumnezeu i-a spus deja de 6 luni problemele. Te duci în prezența Lui, vreau să intri în prezența Lui cu laude. Mulțumiri. Cu mulțumiri. Da? Și zice, păi da, eu n-am motiv să-L laud. Ați auzit? N-am motiv să-L laud pe Dumnezeu. Și zic, fratele meu, asta e problema mea tale, tu nu-ți cunoști Dumnezeu. Că dacă ți-ai cunoaște Dumnezeu, L-ai lăuda. Ia gândește puțin. Petru era în pușcărie. Ce făcea Petru în pușcărie? Cânta și se ruga, auzi, în pușcărie. Cumbaya, my Lord,
cumva ea. Pe ăla ori și-a pierdut mințile, ori e pe alt nivel spiritual decât suntem noi, mă înțelegeți? Și a doua oră când l-au pus în pușcărie, ce făcea Petru? Ce făcea Petru în pușcărie? Și ce spune Sora White în Cartea Faptelor Apostolilor? Ce spune Sora White? De ce dormea? Deci așa zice, știa că Tatălui Ceresc este în control, că Dumnezeu nu doarme, că Dumnezeu știe absolut, procesezi, Dumnezeu știe tot, Dumnezeu știe, te cunosc de departe, Dumnezeu știe când te culci și când te trezești, știe gândurile tale, spune în Biblie că Dumnezeu îți cunoaște gândurile tale, în ebraică zice, înainte să se formeze. Deci Dumnezeu cunoaște ce o să gândești înainte să gândești. Dumnezeu știe toate greutățile tale, a știut greutățile tale înainte să te fi născut, ți-a știut toate zilele vieții tale. Dacă Dumnezeu știe tot, pentru ce zice? Băi, dacă Dumnezeu știe și Dumnezeu îngăduie, eu nu știu de ce, dar am încredere în El. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar îl cunosc pe Dumnezeu și asta e suficient. Iosif în pușcărie. N-am habar ce se întâmplă în viața mea, de ce am ajuns aici, dar un lucru știu, îmi cunosc răscumpărătorul. Și știu că Dumnezeul meu e real. Și știu că Dumnezeul meu nu doarme. Păi dacă, frate, încerci să înțelegi ca să poți să ai încredere, pe aia nu-i credință. Că credința nu se bazează pe ce înțelegi. Și că, frate, nu, n-am simțit că Dumnezeu m-a iertat. Păi, frate, credința sau iertarea sau nu sunt lucruri care le simți, ci că am simțit, e cald, așa se simte prin tot corpul și măghidile după gât, am simțit că Dumnezeu m-a iertat. Nu simți, frate, asta nu e bazat pe simțuri, pe știință, pe explicații, e bazat pe credință, pe o cunoaștere de Dumnezeu, nu? Credința nu e bazat pe știință, ci e bazat pe relație. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, să te cunoască pe tine, să te cunoască pe tine. Iosif n-a înțeles ce se întâmplă cu el, dar și-a cunoscut Dumnezeu. Daniel n-a înțeles ce se întâmplă în viața lui când a fost luat sclav în Babilon și după război probabil că a fost omorâtă familia și nu știu câți în jurul lui, dar și-a cunoscut Dumnezeu. Daniel n-a știut că mă duc în Babilon, dar după ce sunt sclav o să ajung prim-ministru. N-a știut treaba asta, dar și-a cunoscut Dumnezeu și în mijlocul crizei a rămas tare. Pentru că a știut că Dumnezeul meu este stânca mea, este adăpostul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. El este scutul meu de apărare. El spune, chiar dacă, ce spune în Biblie? Când vei trece prin ape, nu zice dacă vei trece, zice când vei, că vei trece. Când vei trece prin ape, sunt cu tine. Când treci prin foc, ce spune în Biblie? Chiar dacă se mută munții, iubirea mea nu se va muta niciodată la tine. Te-am înscris pe palmele mele. Dacă mama ta te uită, eu nu te voi uita. Își cunoaște Dumnezeu și își crede Dumnezeu. Nu simte, nu înțelege ce se întâmplă în viața lui, nu poate să explice, dar știe un lucru, știe că Dumnezeu e în control. Știe că toate lucrurile lucrează împreună. Și că Dumnezeu este în stare să transforme o criză într-o biruință. Dumnezeu este în business-ul de a transforma greutățile în ceva bun, în creștere de caracter, în pregătire, în salvare. Dumnezeu face treaba asta. Și pentru că își cunoaște Dumnezeu, are pace în mijlocul furtunii. Păi hai să ne ducem înapoi la furtună și după aceea ne întoarcem la poveste. Ne ducem înapoi la furtună. Să vedem ce se întâmplă acolo. Discutăm cu ceinicii din corabie, că ăștia îl cunosc pe Dumnezeu mai bine ca oricine, că ăștia au petrecut cu Iisus 3 ani jumate față către față. Au mâncat cu Iisus, au dormit unde dormea El, l-au ascultat, l-au atins, l-au văzut înviend morții, l-au văzut eliberând oamenii demonizați. Ăștia au stat cu Iisus 3 ani jumate, zi și noapte. Nu-L cunoaște nimeni mai bine pe Iisus decât aia care au stat lângă El, nu? Hai să-i întrebăm, mă, Petru, tu ai, mă, încredere în Dumnezeu tău? Da. Păi de ce țip, mă, Doamne, nu-ți pasă că pierim? De ce țip? Păi stai să explic, pastore. Eu sunt pescar. Asta e meseria, asta e serviciul. Cum zici, matale, eu sunt tâmplar, eu sunt asistent medical, eu sunt profesor, eu sunt inginer, eu sunt pescar. Asta am făcut și eu și bunicul și tata din neam în neam și am mai fost în furtuni pe mare și știu exact ce se face. Adică știu drill-ul, adică în caz de furtună faci asta, faci asta, faci asta. Știu drill-ul, am mai fost în furtuni și o să mai fiu în furtuni. Ce nevoie? Dumnezeu se ocupă cu iertarea, cu biserica, cu mântuirea, cu... Eu mă ocup cu serviciul de zi de
adventiștii. N-are Dumnezeu implicație? N-ați auzit vreodată adventiști zicând așa? Ați auzit? N-are Dumnezeu implicație când mă duc la grocery, când conduc mașina, ce treabă are? Ați auzit așa ceva? Eu sunt cu ăstea de zi cu zi și ele cu alea spirituale. Așa sunt unii în biserică. Dar ce spune Biblia? Că Dumnezeu îți cunoaște până și... Bine, pentru cei care m-au fire de păr în sfârșit. Dumnezeu îți cunoaște și fire. Ce Dumnezeu? Zice, His eye is on the sparrow. And I know He watches me. Ochii lui sunt pe păsări. Dacă Dumnezeu se uită după păsări, știu sigur că mă vede pe mine în mijlocul furtunii. Sunt sigur că știe. Și dacă El îngăduie, nu înțeleg de ce, dar am încredere în El, în înțelepciunea, în bunătatea, în promisiunea Lui. Dumnezeu nu minte, nu pentru că merit, ci pentru că mă iubește. Și Petru ce zice? Băi, eu sunt cu furtuna, nu El. Eu sunt cu chestiile, cu pescuitul, cu alea treburile mele, nu ale Lui. Hai să-L întrebăm pe Toma. Ce ar zice Toma, din câte îl cunoașteți dumneavoastră din Biblie? Ce ar zice Toma? Păi, eu am încredere în Domnul, dar nu pot să las nimic până nu verific eu. Ați auzit oamenii așa? Păi vă spun cum sunt eu, când vine cineva și mi instalează priza după ce pleacă, nu mă simt bine până nu strâng și eu șuruburile. Dacă le-a lăsat slabe și când bag în priză se mișcă, nu? Strâng eu, până nu sunt eu, trebuie să am puțin control. Dar tot ce se întâmplă trebuie să verific eu. Ați auzit oameni așa? Care vor să fie în control și nu numai în controlul vieților, încearcă să-i controleze și pe ei din jurul lor. Ați auzit vreodată așa ceva? Ăla e Toma. Am încredere în Domnul, dar trebuie să verific. Hai să întrebăm pe Ioan. Că Ioan e mai aproape de Iisus, așa, mai credincios. Ioane, băi, tu ai încredere în Dumnezeu. De ce ții mă în furtună? De ce-ți pierzi cumpătul în criză? Ce-i ce, Ioan? Ce, băi, frate, am încredere și îl iubesc. Țin doctrinele, mă duc la adunare, mănânc tofu, țin sabatul, cunosc starea omului în moarte. În cazul că toată noi cunoaștem, nu cunoaștem starea omului în viață, aia e problema. Cunosc starea omului în moarte, cunosc 2300 zile și nopți profeția, îl iubesc cu toată inima, mă implic în adunare, când la cor, mă duc la chia meeting, am încredere în el. Dar uite ce s-a întâmplat, frate. Când a început furtuna, am fost atât de focalizat pe furtună și pe probleme, atât de preocupat, că am uitat că Iisus e acolo. Ați întâlnit așa oameni? Atât de mult m-am focalizat pe probleme, că am uitat că Iisus e acolo. Păi hai să-L întrebăm pe Iisus, Doamne, de ce dormi când eu trec prin astea? De ce dormi? Ce ar spune Iisus? Păi Iisus nu răspunde niciodată decât cu parabole, ca să te facă pe tine să răspunzi, ca să te facă pe tine să înțelegi ce se întâmplă. Adică, când zice Iisus lui Adam, unde ești? Nu că Iisus nu știa unde e Adam, știa foarte bine, nu? Vede tot, știe tot. Dacă te duci în fundul oceanului, te vede și acolo. Iisus îl întreabă pe el unde ești, să-l facă pe el să înțeleagă unde este. Nu? De aia zice David, cercetează-mi inima și cunoaște-mă. Nu că Dumnezeu, vai de mine, nu mă cunoaște Domnul, ce să mă fac? Ci pentru că tu nu te cunoști și Domnul trebuie să arate ție unde ți-e inima, că tu poate crezi că ești așa și tu ești așa. Și atunci Iisus răspunde cu o parabolă să te facă pe tine să înțelegi. Și când tu zici, Doamne, de ce dormi? Ce zice Domnul? Ce, băi, tu ți-amintești când conduceai din Montana? Da. Și s-a rupt venul? Da. Ce au zis copiii tăi? Tata e la volan. Să spun de ce dorm. Tatăl meu e cel mai bun conducător de barcă de pe univers. Și tatăl meu este Dumnezeu Universului și este Creatorul și este Cel Sfânt și Cel Atotputernic. Și tatăl meu comandă Universul. Când zice, se întâmplă. Tatăl meu este în controlul furtunii și în controlul mării și în controlul bărcii. Și dacă tatăl meu vrea să mor, mor cu plăcere. Am încredere în el. Și dacă tatăl meu vrea să trăiesc, poate să lovească furtuna cât de mult. Trăiesc. Așa că n-are rost să mă consum. Că m-am pus în mâinile lui... Și poți să dormi liniștit. Și ucenicii trebuia să știe. Păi, dacă Iisus poate să doarmă și eu sunt cu Iisus, înseamnă că și eu pot să dorm. E așa? Dacă Iisus poate să doarmă, înseamnă că și eu pot să fiu liniștit ca El în mijloc furtunii. Tragedia este că pentru ca să dormi liniștit în mijloc furtunii, trebuie să-ți cunoști Tatăl și să ai încredere în El. În momentul în care te pierzi în mijlocul furtunii, înseamnă că nu-ți cunoști Tatăl și că n-ai încredere în El. Mă întorc la povestea cu fratele meu care m-a sunat și mi-a lăsat multe mesaje. I-am zis, fratele meu, du-te la rugăciune mâine dimineață și spune, Doamne, îți mulțumesc că ești Dumnezeu atât de bun. Și citește din Biblie, citește tare, la rugăciune, 10 promisiuni, 10 Bible promises. Și zice, păi, dar de ce să fac asta? Uite așa că te rog eu.
Citește 10 promisiuni. Știu planurile care am cu privire la tine. Planuri să... Așa e? După aceea citești. Domnul îi se aparată de departe. Te iubesc cu o iubire. După aceea citește. Și dacă munții se vor muta, iubirea mea se... După aceea citește 10 promisiuni. Și spune: Doamne, îți mulțumesc pentru și cred în tine. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar știu că tu nu minți. Și nu înțeleg cum, dar cred că tu îți împlinești cuvântul. Sora îi spune așa, fiți atenți, paragraful ăsta este foarte puternic. Ce credința nu are legătură cu feelings, cu emoțiile. Ce feelings au de-a face cu starea noastră. Credința are de-a face cu Dumnezeu. Și zice aici, nu aștepta, fiți atenți la cuvintele astea, nu aștepta să simți în ordine ca să crezi, ci ia o hotărâre. Și zice, credința e o hotărâre a minții. E mind decision, așa zice, mind decision. E o hotărâre a creierului. Zice, ia hotărârea să crezi, nu bazat pe ce se întâmplă, nu bazat pe logică, nu bazat pe ce meriți, nu bazat pe your emotions and feelings and chemistry și moods, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu minte ce a zis, e 100% sigur. Dacă Dumnezeu a promis, 100% se întâmplă. Ia o hotărâre mentală, chiar dacă nu înțelegi, Doamne, ce se întâmplă, de ce sunt în pușcărie, Iosif? Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Chiar dacă nu înțelegi, ia o hotărâre în minte, mind decision, să crezi că Dumnezeu nu minte. Și spui, Doamne, nu înțeleg, dar hotărăsc să cred în tine. Și spune Sulait, hotărăște și apoi spune, cred. Și zice dânsa, spune laud, spune cu voce tare, cred. Și ce în momentul în care hotărăsc să crezi, în momentul ăla Dumnezeu începe să lucreze. Ce chiar dacă tu nu vei înțelege acum, vei înțelege mai târziu. Ia o hotărâre, zici, Doamne, cred. Zice, hotărârea asta îl onorează pe Dumnezeu și dă permisiunea să lucreze. Acum gândiți-vă dumneavoastră, de câte ori facem noi treaba asta când trecem prin crize? Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg, dar mă încred în tine. Tu ești stânca mea. Și am spus, zic, citește 10 promisiuni și spune, Doamne, cred. Zice, pastore, dar nu cred, ce vrei să mint la rugăciune? Măi, frate, nu spun să minți, ci spun să hotărăști. Să de aici înainte vreau să cred. Ajută-ne credințele mele. Mă înțelegeți? Și zice, zice n-are niciun sens. Zic, fratele meu, te-ai rugat 6 luni ca tine? Roagă-te odată ca mine. Ce pierzi? Dacă mori, îți promit că ții o predică frumoasă. Și pe aceea zi, mai vreau să faci un lucru. Vreau să-i amintești Dumnezeu cum a lucrat de 5, 6, 7, 80 ori în trecut, când ai trecut prin crize. Că asta nu e prima criză în viața ta și nu e nici ultima. Vreau să-i amintesc, Doamne, mi-amintesc când am fost bolnav. Doamne, mi-amintesc când mi-am pierdut pașaportul. Doamne, mi-amintesc când nu găseam cheile de la mașină și eram prin nu știu ce țară. Doamne, mi-amintesc când... Cum ai lucrat tu? Pentru că Dumnezeu, care a început asta în voi, e în stare și să termine și va termina, va duce până la capăt. Dumnezeu, care este, cum zice, capitanul salvării noastre, în engleză, autor și finisher, cum zicem în română? Căpetenia de săvârșit. Dumnezeu e în stare și va termina ce a început. Și vreau să-i amintești cum l-a lucrat în trecut. De ce? Păi spune Sorait, nu avem nimic să ne temem decât dacă uităm cum ne-a condus Dumnezeu în trecut. Când îți amintești, spune dânsa cum te-a lucrat în trecut, îți dă credință pentru prezent. Și a spus, spune, Doamne, Tu ai lucrat în trecut. Cred că Tu nu te-ai schimbat, cred că Tu ești același și vei lucra și în prezent. Și apoi zic, vreau să mai faci un lucru. Sună pe cineva care trece prin greutăți și spune și lui promisiunile astea și spune cum a lucrat Dumnezeu în trecut. Ce pastore nu face niciun sens. Zic, băi, fă-i ce spun eu. Păi nu sunt. Mă, fă-mă ce spun eu odată. Bine, ok. Dimineața următoare, la 5 și un sfert, 5 și 20 mă sună. Când te sună membrii la 5 și 20, îți vine, îți dai cu telefonul. Mă sună la 5 și 20, zic, aoleo, sper că e serios, că dacă nu, nu știu ce să fac. Iau telefonul și zic, ok, what's the problem? Și zice, pastore, de la 4 mă uit la ceas și aștept, să nu mai pot să aștept, trebuie să te sun, trebuie să spun. Zic, spune frate, spune. Începe să spune, pastore, m-am rugat cum ai zis tu și prima făgăduință care am zis, nimic, a doua, a treia, cu cât am început să știți făgăduințe, cu atât am început să am pace. Și zice, pastore, de 6 luni n-am pace. Când am început să citesc făgăduințe și ce la un moment dat, niciodată n-am făcut treaba asta în viața mea. Sunt un adventist de 36 de ani, niciodată n-am. Am început să cânt la rugăciune, frate.
Deci am început să cânt la rugăciune, citim făgăduințe, am început să cânt. Nu mă recunosc pe mine. Și ce după aceea, când am început să-mi amintesc cum a lucrat Dumnezeu în trecut, mi-a fost rușine de mine că n-am încredere. Auzi, n-am încredere în Dumnezeu meu. Și ce prima dată în viața mea de credință când am pacea asta, o pace care nu o pot explica, o pace care nu pot să o explic. Și ce am sunat pe colegul meu care și-a pierdut nevasta de cancer și și-a pierdut copilul în accident de mașină. Și l-am sunat și pastore, nu pot să crezi ce s-a întâmplat. Zic, spune, să vedem, poate că te cred. Și l-am sunat și am spus 10 făgăduințe și am spus în sfârșit și zice, nu știi ce ai făcut. Zic, păi ce am făcut? Păi ce, mi-am dat seama că viața mea nu are niciun rost, am luat pistolul, l-am încărcat, l-am pus la cap și eram gata să trag. Și ce, în momentul a sunat telefonul. Și ce, nu pot să înțeleg cum tu, care ți-ai pierdut nepotul, nevasta e bolnavă, v-ați pierdut serviciul și tu nevasta, cum poți să ai atâta pace în mijlocul necazului? Ce, tu ai un Dumnezeu care este de neînțeles. Dacă Dumnezeu tău îți dă ta pace când treci prin așa ceva, te rog frumos, spune-mi și mie că am nevoie de pace, sunt disperat. Zice, pastore, i-am salvat viața, am vorbit cu el și o să-i dau studii biblice. Zice, prima dată în viața mea. Zic, haleluia, trebuie să te botezi. Acum ești și tu adventist. Frații mei, Iisus vine curând. Dacă noi nu ne cunoaștem Dumnezeu acum, cum credeți că o să stăm în cea mai mare criză a istoriei? Cum credeți că o să facem față la cea mai mare criză posibilă? Gândiți-vă, asta este cheia credinței, să te cunoască pe tine. Gândiți-vă la Israel. Israelul n-a pierdut Canaanul. Spune Solait în Patriarhi și Profeții că Dumnezeu ar fi vrut să-i ducă repede. Ar fi vrut să-i ducă repede în țara promisă. Dar n-au intrat din ce cauză? Din ce cauză, fraților? Că erau ziduri mari? Că erau uriași? Că erau armate mari? Că aveau probleme? Că aveau crize? Că se erau în furtună? De ce n-au intrat? Ce spune în Evrei capitolul 3? De ce n-au intrat? Poporul Dumnezeu nu s-a încrezut în Dumnezeu. Să fii adventist, să fii creștin și să n-ai încredere în Dumnezeu. Nu e nimic mai rușinos. Ce credință e aia, frate? Păi frate, mă duc la biserică și nu mănânc porc și țin sabatul. Frate, leneși țin fiecare zi, că ei niciodată nu lucrează. Nu e mare lucru că nu lucrezi sâmbăta. Degeaba ții sabatul dacă nu-ți cunoști Dumnezeu. Eu nu zic să nu ții sabatul, să nu mă înțelegi greșit. Dacă ții sabatul și nu-L cunoști pe Dumnezeu, degeaba, adică o să spun la sfârșit, Doamne, dar n-am făcut noi minuni și ne-am dus la biserică și am cântat cu baia și am mâncat tofu și am ținut evanghelizări. Și ce spune Iisus? Nu vă cunosc. Și Iisus nu spune nu vă cunosc didascalo, care înseamnă în greacă informații, theoretical. Nu spune genosco, care înseamnă relație. Spune acolo în Biblie, când zice Iisus, nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine, spune oida. Oida, ce înseamnă? Nu înseamnă că nu vă cunosc, că tu nu-L cunoști pe Dumnezeu teoretic, nu înseamnă că nu-L cunoști rațional, înseamnă n-am avut experiență cu tine și tu n-ai avut experiență cu mine. Nu mă cunoști atât de bine să treci prin experiență și să ai încredere în mine. Oida înseamnă n-ai destul de experiență să te încrezi în mine. Tu ai o teorie, dar n-ai încredere. Așa le spune Iisus la sfârșit, oida. Ce se întâmplă în furtuna aia? Ce s-a întâmplat în furtuna aia? Ce s-a întâmplat în furtună? Păi ce spune Biblia? Spune așa Biblia, că dintr-o dată a apărut o furtună și zice în engleză over the deep, nu zice over the sea, nu zice peste mare, ci zice peste adânc. V-ați gândit la asta? În greacă erau două cuvinte pentru mare, era mare și adânc. Foloseau marea când se freau la mare și foloseau adânc când erau foarte supersticioși și credeau că zeii mării, zeii oceanului îi atacă pentru că zeii sunt supărați. Și când foloseau cuvântul deep, se refereau la locul zeilor și a spiritelor, locul spiritelor. Și zice că a apărut o furtună peste deep, peste locul spiritelor. Și pe aceea spune că Iisus a rebuked, a certat. Și nu folosește cuvântul din greacă pentru certat, ci folosește cuvântul epitemao, de unde avem de cuvântul epidemia. Epitemao. Când folosește Iisus cuvântul ăsta în Biblie? Păi când sunt doi demonizați în Gadara și Iisus ceartă demonii și demonii intră în porci. Iisus folosește cuvântul epitemao. Când vine un părinte și zice, fiul meu este chinuit de un demon și demonul dă copilul la pământ și copilul începe să facă spume la gură, să tremure, Iisus ce cuvânt folosește? Zice, Iisus a certat demonul, cuvântul este epitemao. Când vine unul și zice, servitorul meu, și Iisus ce cuvânt folosește? Epitemao. Iisus folosește cuvântul ăsta ca să arunce, cum se zice, tu chiar staut, să scoată demonii, să-i gonească. Și spune Sora White, dacă citiți în Hristos al lumii,
că deși Iisus are puterea să linșească marea și oceanul, îi zice, să fie lumină, pum, lumină. Să fie pomi, pomi. Deși Iisus are puterea asta, când vorbește se întâmplă, are putere creatoare, e Dumnezeu. De data asta spune Soraita, el n-a vorbit mării, ci a vorbit demonilor. Și spune Soraita acolo, dacă citiți, că demonii au încercat să-L omoare pe Iisus ca să distrugă planul mântuirii, planul de redemption. Nu-i prima dată, au încercat să-L omoare și când se născuse, dacă vă amintiți. Că satana a sperat să-L distrugă pe Iisus și ucenicii, urmașii lui. Și spune că satana a atacat dintr-o dată corabia, încercând să o scufunde. Și Iisus le vorbește demonilor, spune epitemao, care înseamnă enough, de ajuns, pleacă, până aici. Cum a zis la Iov, până aici. Până aici, atât. Și pe aceea certaci, după ce zice rebuke, epitemao, certaci, fi liniștită, care se traduce oprește-te și din luptă oprește în acțiune, pleacă, până aici. Iisus are puterea să zică epitemao în viața ta. Întrebarea este, îți cunoști Dumnezeu? Este real în viața ta astăzi? Pentru că Biblia zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, astăzi este ziua mântuirii. Alege astăzi. Dacă tu nu-ți cunoști Dumnezeu astăzi, să te încrezi în El, cum crezi tu că o să-L cunoști în criza finală? Dacă Dumnezeu îngăduie să treci prin ceva astăzi ca să-ți crească credința și relația și experiența cu El, folosește ocazia, frate, și cunoaște-ți Dumnezeu până la punctul că Dumnezeu devine real în viața ta de zi cu zi. Dacă ne gândim și închei cu... Știți povestea lui Luisa Stead? Luisa Stead, cineva știe povestea? Care a scris cântarea "Tis so sweet to trust in Jesus". Știți cântarea? Cum e în română? Sunt salvat pe fericire, dar în engleză e așa de dulce să te încrezi în Domnul. Luisa Stead a fost imigrant din Europa mulți ani în urmă, între războaie, a venit în America cu familia, s-au stabilit în New York, n-au găsit servici, n-au găsit locuință, s-au chinuit, i s-a născut o fetiță, după 3 ani, fetița avea deja 3 ani, în sfârșit, bărbatul a găsit servici, cam 2 ani jumate. Au început să strângă bani, și-au închiriat un apartament, au început și ei și-au zis, în sfârșit, după atâta muncă, hai să mergem și noi în 5 zile de concediu, un weekend mai lung. S-au dus în South Carolina, la plajă, era vara, era furtună, a venit un val mare, un copil era în apă și valul l-a luat pe copil, bărbatul a văzut, s-a dus și valul l-a lovit, l-a luat și pe el, a murit și copilul acela străin și bărbatul ei. S-a întors acasă cu o fetiță de 3 ani fără bărbat. De aia n-avea servici, bărbatul avea servici. În momentul în care s-a dus bărbatul, și-a pierdut bărbatul, și-a pierdut serviciu, într-un cuvânt. Au dat-o afară din apartament, a venit iarna. Era în Central Park, în New York, dormea pe bancă în parc și era noaptea și era frig și ținea fetița în brațe să o încălzească. Și spune dânsa, dacă citiți istoria, zice, n-am înțeles ce se întâmplă în viața mea, dar am hotărât să nu-mi pun ochii pe probleme, ci să-mi pun ochii pe Iisus. Acolo e cheia. Cântarea nu zice "Turn your eyes over your problems", zice "Turn your eyes upon Jesus". Întoarceți ochii spre Iisus. Amintiți-vă cele 12 iscoade. 10, voi frate, sunt pereți mari, sunt armate mari. Aia, noi suntem ca lăcustele, ne mănâncă cu tot cu pene, de termină. Nu putem, frate, să nu putem, e o criză reală. Aveau dreptate sau greșeau? Aveau dreptate, și că nu putem, păi noi nu putem, așa e. Dar totuși greșeau, pentru că 2 dintre iscoade ce au zis? Amintiți-vă cum ne-a scos Domnul din Egipt cu plăgi. Amintiți-vă cum a secat Marea Roșie. Amintiți-vă cum ne-a dat legea la Sinai. Amintiți-vă cum ne-a dat pâine din cer 40 de ani. Amintiți-vă cum... nu 40 de ani, că n-aveau atunci 2 ani pe atunci. După aceea s-au întors 40. Amintiți-vă cum ne-a dat apă din stâncă. Amintiți-vă cum ne-a dat biruință peste Oh și Sihon. Amintiți-vă același Dumnezeu care a fost cu noi în trecut. Nu, Dumnezeu nu se schimbă, la El nu este nici umbră de mutare. Dumnezeu va fi cu noi. Puneți-vă, nu vă uitați la probleme, uitați-vă la Dumnezeu. Surai spune că cu cât ne uităm mai mult la probleme, cu atât problemele par să fie mai mari. Cu cât ne uităm mai mult la Dumnezeu și înțelegem cât de mare e, cât de bun e, cu atâta probleme par să fie mai mici. Și aici avem pace. Întoarceți, frații, ochii pe Domnul, nu pe probleme. Surai spune,
fiți atenți. Zice, nu vorbiți în doubt, don't talk doubt. Cum zici? Nu vorbiți despre îndoială, nu? Zice, nu vă gândiți despre îndoială. Zice, nu vă rugați cu cuvinte îndoielnice. Că ce dacă vă rugați, veți pierde mult. Zice, veți da ground, veți da câștig lui Satana. Și zice, zice, vorbiți despre credință, vorbiți despre binecuvântări, rugați-vă cu cuvinte pline de credință. Zice, vorbiți ca și cum credința voastră ar fi învingătoare. Și atunci Dumnezeu poate să lucreze. Luisa Stitt zice, am ales să nu mă uit la ce se întâmplă în viața mea, să nu mă gândesc că n-am ce mânca și că vine iarna, ci am ales să-mi pun ochii pe Dumnezeu. Și în situația aia, pe bancă, în parc, iarna vine, n-are bărbat, n-are mâncare, n-are servici, n-are apartament. Scrie cântarea, e așa de bine, e așa de dulce să spui încrederea în Domnul. Aia e credința. Exact cum spune Iov, ce zice? Îmi cunosc răscumpărătorul. Exact cum spune Pavel, știu în cine am crezut. Și în momentul ăla trece unul dintre cei mai bogați oameni din istoria Americii și o vede și zice, tu cânți? Zice, da. Zice, trebuie să fii foarte, you must be very blessed, trebuie să fii foarte binecuvântată. Și zice, da. Și ce ai casă mare? Zice, nu. Zice, ai mașină? Nu. Pe vremea aia mașină era rare. Zice, ai salariu mare? Nu. Zice, dar unde locuiești? Aici, pe bancă. Zice, păi n-ai nimic? Nu, n-am. Păi de ce cânți? Pentru că l-am pe Dumnezeu cu mine și am încredere că El știe. Dacă El are grijă de păsări, o să aibă grijă și de mine. Și omul zice, ok, te angajezi la mine să vedem cum te porți. O angajează și când vede cât de cinstită este, o pune peste toată casa lui, peste toate averile lui. După 2 ani, îi dă totul pe mână. Un om, toată lumea știe, vestit în istoria Americii. Și spunea că după 2 ani, pleacă în Africa și clădește un orfelinat, o școală, o biserică și un spital. Se întoarce înapoi și iar lucrează și spune, Dumnezeu m-a binecuvântat nu ca să o duc bine, ci ca să fiu ca Hristos, să binecuvintez pe alții. Asta înseamnă creștinătate. Nu că te duci la biserică și happy sabat, happy sabat, nu mănânc porc și țin sâmbătă, vai, ce bine! Credința adevărată este să te cunoască pe tine. Și cum se vede că îl cunoști pe Dumnezeu? Cum te porți în criză? Nu când e totul bine. Cum îi tratezi pe ei din jurul tău? Aia e credința adevărată. Și Iisus, ce spune? Iisus dormea. Iisus știa, spune Hristos al lumii, că Tatăl lui este în control. Gândiți-vă la chestia asta. Au fost multe furtuni în viața oamenilor de credință din Biblie. Și Dumnezeu de fiecare dată a spus epitemao. Și la Avram, și la Iosif, și la toți. Dar Iisus, când a murit pe cruce, Tatăl n-a spus epitemao. N-a zis, de ajuns, până aici. L-a lăsat pe Fiul lui să moară. Și ucenicii în momentul ăla sunt disperați. Noi credeam. Vă amintiți? Dar de fapt criza aia cea mai mare din viața lor era cel mai bun lucru care s-a întâmplat lor, pentru că datorită crizei noi suntem toți mântuiți. Se poate cumva ca criza de care ești tu disperat să fie de fapt modul prin care Dumnezeu lucrează ca să fii mântuit? Se poate? Ca toate lucrurile să lucreze spre bine? Se poate? Și atunci de ce, frate, de ce ne pierdem încrederea și zicem, Doamne, nu-ți pasă? De ce noi zicem, Doamne, mi încredințez viața în mâinile tale? Nu înțeleg, dar aleg să mă încred în tine. Pentru că te cunosc pe tine. Nu înțeleg ce se întâmplă, dar te știu pe tine și știu că mă iubești. Și aleg să-mi pun toată încrederea în tine. Amin? Domnul să ne ajute să înțelegem că fiecare zi, fiecare oră, fiecare moment nu e la întâmplare, ci este o ocazie care Dumnezeu ne-o dă să creștem. Este o școală prin care Dumnezeu ne dezvoltă caracterul și ne pregătește. Zi de zi ne pregătește. Nu e nimic la întâmplare. Tot ce se întâmplă e o pregătire pentru criza finală, e o pregătire pentru lucrarea Lui. Ca noi să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu și să arătăm în viața noastră, nu numai prin teorie, ci prin comportarea noastră, să arătăm că Dumnezeu este real. Amin? Domnul să vă ajute și pe voi, pe noi, pe toți la aceasta. Haideți să ne rugăm împreună, să avem o rugăciune de încheiere. Tată din cer, ce binecuvântare, ce bucurie să nu ne punem ochii pe situații, ci pe tine. Să nu ne punem ochii...
Iosua n-a încercat să înțeleagă ce se întâmplă la Ierihon, ci te-a cunoscut pe tine și a pus încredere în tine. Gedeon n-a încercat să înțeleagă cum va cuceri, ci te-a cunoscut pe tine și a pus încredere în tine. Ajută-ne, Doamne, să învățăm să te cunoaștem pe tine, așa cum zice David, într-un pământ, într-un deșert, într-un pământ uscat, fără apă, te-am văzut pe tine. Prezența ta e mai bună decât orice. Ajută-ne, Doamne, să te dorim pe tine, să te căutăm pe tine, să te cunoaștem pe tine, să te iubim pe tine, să ne încredem în tine. Până la punctul în care tu devii real și faptele noastre vorbesc de prezența ta în viața noastră. În numele lui Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin.